Rezultatele finale după rezolvarea contestațiilor de la examenele de bacalaureat din sesiunea de vară sunt cunoscute și la nivelul județului Hunedoara au fost diferențe între notele inițiale și cele finale, cea mai mare fiind de aproape 3 puncte, dar aceste situații au fost destul de rare. A fost inclusiv o diferență de 2,90 la un punctaj la biologie. În general, în schimb, cele mai multe note au rămas între acea marjă de un punct diferență, astfel încât putem să spunem că și cei care au evaluat inițial și cei care au evaluat la contestații au depus eforturi și au fost obiectivi. Diferența de 2 puncte și 90 de sutimi nu l-a ajutat pe absolventul de la Dimitrie Leonida din Petroșani, acesta având la o altă materie notă sub 5. Ghinionist a fost și un absolvent de la Iancu de Hunedoara, căruia, deși i-au crescut toate notele, a obținut media generală 5 și 98 de sutimi, minima de trecere a bacului fiind 6. Alții însă au fost mai norocoși, cum este un caz de la LPS Cetate Deva, unde un absolvent, după ce a contestat cele 3 rezultate inițiale, a primit note mai mari la recorectare și a obținut, per total, o medie mai mare de 6. Interesant este și faptul că 2 absolvenți, unul de la LPS Cetate și altul de la Emanuel Gojdu din Hunedoara, au primit, după contestații, note mai mari de 5 la o materie, astfel încât media lor generală a devenit mai mare de 7. După contestații, a survenit și o modificare în topul liceelor cu cea mai mare promovabilitate. Mihai Eminescu din Petroșani, trecând de Decebal din Deva, lider rămânând seminarul de la Prislop. Pe de altă parte, promovabilitatea cea mai mică a fost în liceele tehnologice, dar în județ nu există nicio școală în care măcar un absolvent, chiar și din generații anterioare, să nu promoveze bacul. Rămâne singurul liceu cu promovabilitate de 100% seminarul teologic ortodox Sfânta Ecaterina de la Prislop, după care a urcat în top Colegiul Național Mihai Eminescu din Petroșani, urmat de Colegiul Național de Cebal din Deva, Colegiul Național Pedagogic Regina Maria și Colegiul Iancu de Hunedoara. Deci, practic, aceste licee teoretice permanent își păstrează primele locuri. Avem, firesc, într-un fel și licee cu rezultate slabe, ceea ce ne bucură, în schimb, este faptul că nu avem niciun liceu cu promovabilitate zero, dar cele care sunt la coada clasamentului sunt liceele tehnologice, care au avut din start elevi care au intrat la clasa nouă cu medii foarte mici. Pentru cei care nu au trecut examenele de bacalaureat, va fi organizată sesiunea de toamnă, iar înscrierile pentru aceasta se fac săptămâna viitoare.